Bună tuturor și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom prepara împreună ciocolată albă de casă. Pentru asta avem nevoie de următoarele ingrediente. 75 de ml de apă și 150 de grame de zahăr. Vom amesteca continuu să se topească bine zahărul. După care o vom lăsa să ajungă la punctul de fierbere. A ajuns la punctul de fierbere, acum o vom lăsa să fiarbă aproximativ 5-6 minute. După care o vom lua de pe foc și vom adăuga 100 de grame de unt. Și vom amesteca bine să se topească bine untul. Treptat vom adăuga o linguriță de vanilie și un strop de sare și vom continua să amestecăm. Într-un bol vom adăuga 250 de grame de lapte praf, după care vom adăuga compoziția anterioară, puțin câte puțin și amestecăm. Eu voi adăuga 70 de grame de stafide și 30 de alune prăjite. Acum voi începe să frământ cu mâna. Următorul pas, vom avea nevoie de folie de plastic, unde vom pune compoziția și vom forma o ruladă. După care o vom da la rece pentru aproximativ 2-3 ore. Și gata ciocolata noastră. Sper că v-a plăcut rețeta, dacă e așa, dați-mi un like, distribuiți și nu uitați să vă abonați la canalul meu. Și nu în ultimul rând, nu uitați să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate rețetele mele. Vă doresc o zi bună și numai bine!